Salut și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vom învăța să lucrăm acest model steluțe. Este foarte, foarte frumos și este ușor de făcut. Eu mi-am lucrat cu acest model un cardigan. O să vă las o poză pe aici pe undeva ca să vedeți cum arată. Pentru acest model trebuie să montăm ochiuri de lanț pare multiplu de 2 plus unul extra. Eu voi monta 20 plus 1, deci 21 în total. Primul lanțul de ochiuri trebuie să-l montăm mai lărguț, să nu strângem. Șaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, 20 plus 1. Acum, din al doilea ochi de lanț, îmi introduce croșeta și scoatem primul ochi. Din nou, vom face asta de 5 ori. Vom avea un total de 6 ochiuri pe croșetă. 2, 4, 6, după care le trecem pe toate odată, încheiem cu un ochi de lanț și am format prima steluță. Aici, în acest spațiu, introducem croșeta și formăm primul ochi. Mai în jos se văd aici V-urile acestea. În primul V introducem croșeta și scoatem următorul ochi. Următorul ochi, iar după lanțul inițial vom lucra la fel încă două ochiuri. Și din nou avem un total de 6 ochiuri pe croșetă, care le vom trece toate odată. Haideți să vă mai arăt odată. Primul ochi îl vom scoate din acest spațiu care s-a format. Următorul. 4, 5 și le vom trece pe toate odată. Vom lucra asta până la sfârșitul rândului. Am terminat rândul, am în total 9 steluțe, iar ca să finalizăm, chiar aici în ultimul ochi unde am făcut steluța, vom lucra un picioruș mic dublu. După care facem un ochi de lanț, întoarcem, vom lucra în primul ochi un picioruș mic, după care în interiorul, în mijlocul steluței, vom lucra câte două piciorușe mici în același loc. Din nou, în mijlocul steluței, două piciorușe mici. Și vom repeta asta până la sfârșitul rândului. Acesta este ultimul, iar aici vom finaliza cu un picioruș dublu mic. Pentru al treilea rând, începem cu două ochiuri de lanț, întoarcem, iar acum practic vom repeta primul rând de steluțe. În al doilea ochi de la croșetă vom scoate primul ochi. Vom continua să scoatem încă 5,
în total 6 ochiuri pe croșetă, care le trecem pe toate odată. Un ochi de lanț și vom repeta rândul 1. Practic aceste două rânduri se repetă, rândul 1 și rândul 2 se vor repeta de-a lungul proiectului. Cum v-am zis, este foarte ușor de făcut. Eu o să termin rândul și o să vă arăt cum facem următorul rând. Sunt la ultima steluță. O să o facem împreună. Totodată. Iar acum în ultimul ochi aici, un picioruș dublu mic. Felul acesta am terminat rândul 3. Două ochiuri de lanț, întoarce și lucrăm piciorușe mici. Primul l-am lucrat în al doilea ochi de la lanț, iar aici, în mijlocul steluței, voi lucra două piciorușe mici în același loc. Următoarea la fel. Iar după ce am făcut cele două piciorușe în același ochi, în ultimul ochi de lanț de pe rândul anterior, vom face un picioruș mic dublu. Și în felul acesta vom repeta rândurile pe față vom forma steluțele, iar pe dos vom lucra cu piciorușe scurte. Așa arată. Sper că v-a plăcut și acest tutorial. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și totodată vă invit să vizitați și pe Facebook și Instagram. Jos încă în căsuța de informații aveți adresa de Facebook și vedem curând cu noi proiecte.